mama și tata pentru mine au fost bunica și bunicul. Am copilărit și am crescut cu ei. Mama m-a născut în România și m-a lăsat bunicii mele și după 6 ani s-a reîntors în România. Tata fiind dascăl la biserică în Italia, fiindcă lucrează de 25 de ani în Italia, vine foarte rar acasă, vine doar de Crăciun, dacă vine de Crăciun, sau poate deloc, nu prea îl văd. În 2016, bunicul meu a murit și a fost un șoc pentru mine. El avea o vorbă. Fetița lui tataia. Trebuie să muncești de 2 ori mai mult ca să ajungi acolo unde îți dorești. Și chiar asta am făcut. Chit că poate el acum nu mă vede. Dar eu știu că e lângă mine. Bun. Pe flăcăi ca să-i adună. Ia adună la primărie. Li zici că au hârtii cu drum lung de cătănii. Cu drum lung de cătănii. Mai așteaptă goară n-o leacă, mai așteaptă goară n-o leacă, primăvara ca să treacă, să scoți plugul ara. Să gătești de samana, să știi ghenii că-ai lăsat. Să ai sufletul împăcat. Tașe gorene nu mai suna. Tașe gorene nu mai suna. Te-aude, măicuța, te-o mai auzi tot atât. Și-am rămas fără de tată, cu inima îndurerată, cu inima îndurerată. Sabrina. Bravo. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Ce ai între istuță? Știi că se întreabă aici la vedeta populară. N-am nimic, de goală. N-am vrut să iau cu ceva, dar n-am apucat. Am venit tocmai de la Botoșani, am vrut să iau niște flori. N-am mai ajuns la florărie. Nu, se spune că acolo sunt emoții. Sunt emoții foarte mari. Foarte mari. Spune-mi, te rog, te-ai duce în Italia acum? Niciodată. Nu? Niciodată. Deci n-ai plecat de aici. Nu. Am înțeles. Dar pe tata l-ai aduce acasă? Da. Îți lipsește. Ei, clar. Uf. Dacă tata ar fi aici, i-aș spune că nu l-am dezamăgit și că o să țin așa în continuare. Cu capul sus și smerită. Niculina, te rog. Vreau să-mi zâmbești. Așa. Bravo. O să simți ce simte tatăl tău când la rândul tău vei fi părinte. Când o să vezi că o să dorești să te sacrifici, că nu mai contezi.
că-ți dorești să muncești și nu mai măsori nimic în viața asta decât în fericirea copiilor tăi. Așa că pe undeva îl înțeleg pe tatăl tău. Tu aș vrea să ai grijă la inflexiuni, strilurile acelea frumoase, specifice zonei din care vii tu, da? Să fii un picuț mai temperată și să fii întotdeauna atentă la intonație. Trebuie să stai să te concentrezi și dacă îți pare că ai greșit, să revii asupra intonației. Ești frumoasă, ești prețioasă, ai o voce foarte bună și eu ți-am dat 10. Mulțumesc din suflet. Mulțumim. Cornelia, te rog. Micile imperfecțiuni nu mă interesează atâta vreme cât am auzit frumusețea și forța și căldura din glasul tău. Și ai 16 ani, din nou nu pot să spun. Aș spune, ești un copil, într-adevăr. Dar ești foarte bună. Da. Și ți-am dat și eu 10. Mulțumim, mulțumim. Bogdan, te rog. Sabrina, Sabri, ești minunată. Așa văd eu patriotismul. În aceste cântece de cătănie, în aceste cântece de deznădejde, ce dracu ați avut cu oamenii ăia? Să-i luați de mâini și de picioare și să-i duceți să pună arma în mână și să tragă cu ea. Pentru mine ăsta e patriotismul, nu patriotismul de paradă. Felicitări, Sabri, îți doresc din tot sufletul să ai o viață mult mai bună și mai frumoasă decât au avut bunicii și străbunicii tăi. Asta este dorința mea intimă pentru tine. Mulțumesc pentru că suflet. Meriți din plin. Mulțumim. Eliza Stan. Sabrina, draga mea, tu ești minunată. Ești un copil hărăzit de Dumnezeu, cu talent, cu o voce clară, limpede, precum cristalul. Cum spunea, fă vorba aia, cum spunea asta? Ozana cea frumos curgătoare și limpede ca cristalul în care se oglindește de atâta amar de vreme cetatea neamțului. Fă, n-auzi cu tine vorbesc, ce dracu vorbesc singur aici? Mi-ai spart timpanul. Păi nu ți-l mai spart, că ți-l mai spărsesem odată. Am două. Ai două? Da. Ah. Singurul lucru la care trebuie să fii mai atentă pe viitor este alegerea cântecului. Eu nu spun că n-ai ales bine, ai ales bine, dar ai văzut că te-ai poticnit în registrul grav. Ce înseamnă asta? Cu atât mai mult cu cât nu ți s-a dat un ton. Trebuia numai un pic, cu un semiton mai sus dacă luai, ca să poți să fii lejeră, pentru că în registrul acut s-a văzut. Ai cântat cu o lejeritate debordantă. Succes în continuare! Mulțumim! Mulțumim. Grigore Leșe, vă rog! O să predau prima lecție de canto în fața ei și o să cânte total altfel. Îți cânt odată eu o melodie din zonă și tu îmi cânti o strofă și termin cum îți spune acum să termin, pentru că acolo este vorba, nu că nu poți, nu știi și cred că nu știu nici profesora. Frunză verde ca bobu și frunză verde ca bobu și mândră floare-i norocu, mândră floare-i norocu. Ai, dar nu se face întălocu, ei, și nu se face întălocu, ei, și nu-l are tătomu, și nu-l are tătomu. Ia fă recitativul ăsta pe drept și nu te mai duce să intonezi. Și nu-l află tătomul, îl povestești. Adică în muzică se zice recitativ băzmit. Ia să vedem, nu-ți iasă. Ta și gorene nu mai suna, ta și gorene nu mai suna, cât i-aud măicuța, te-o mai auzi tot atât. Și-am rămas fără tată, cu inima înturerată, cu inima înturerată. Bravo! Acum să spun, stai să spun. Păi ce-mi dai că ți-am spus? Banii de meditații sunt alții decât de cântare. Exact. După ce eu spun asta, tu înveți ce... Stai un pic. Păi eu ți-am spus ce tu nu ai învățat decât tu umbli. Și atunci, băi, cine sfințește locul?
Omul. Corect. Omul. Așa că Dumnezeu îți ajute și acum să fii siropoși. Bă, mi-a plăcut povestea cu taică-tu. Taică-tu s-a dus acolo de nevoie. Corect. Și tu va trebui să spui povestea asta. Știi de ce? Pentru că ai în tine simțire. Mă, nu oricine are simțire. Nu oricine, tu ai simțire. Păi ce pot eu aștepta la tine la 16 ani, mă? Mă-mi vine să plâng, mă, când vă văd, mă, cum arătați, mă. Eu m-am calculat, uite, mi-am calculat aici vârsta voastră să mă bată Dumnezeu dacă bateți tot cu vârsta mea, mă. Păi ce fac aici, mă? Pe cuvântul meu, dacă nu voi sunteți sub vârsta mea, mă, toți m-am adunat, uite, aici am făcut calcul. Dom'le, pe cuvântul meu, dacă nu... Păi voi sunteți sub vârsta mea. Zic, ce trebuie să le spun eu la copiii ăștia? Voi mă faceți pe mine fericit. Nu știu dacă știți voi asta. Să nu mai judecați niciodată pe mine, că eu nu vă vreau rău. Eu vreau bine la țara asta și la voi. Dar trebuie să și spun lucrurile pe nume. Așa că Dumnezeu să te ție și să fii cu minte. Cu minte să fii. Doamne ajută! Doamne ajută, bravo, mulțumim! Sabri. Mulțumim foarte mult! Bravo! Așa-mi vine. Da, domnule, ce frumos. Hai să vă îmbrățișez. Da. Ai, no. Și eu plânsând no. De acum nu mai să văd eu pe Lupu. Să zic așa. Vre. N-am cum. Deci n-am cum. Păi, ce tare. Da, ce frumos. N-am cum. Deci nu-i vezi. Păi. Da, ce frumos. Eu am plâns. Domnule, ce considerați-vă îmbrățișa și de mine. Da, și de mine. Ia și pe Mărie. Opa. A, stai că a venit Floar. Nu o să putea să nu vă îmbrățișeze și ea. Ca să vezi, ca să vezi că nu se filmează, nu-ți păi interes. Eu chiar te iubesc. Du-te, naibii, te deștept ce ești.